Stimați telespectatori, bună seara! În această emisiune importantă vom discuta, desigur, despre totalurile unui an, anului 2023. Când vorbesc de totaluri, noi avem aici foarte multe domenii asupra cărora trebuie să medităm. Invitatul meu din această seară este domnul Petru Lucinski, ex-președintele Republicii Moldova. Bună seara, domnul președinte! Bună seara! În cazul unui an așa complex cum a fost 2023, de acum să văd anumite rezultate care le avem și în politica internă, și în politica externă, și în economie, și în alte domenii. A fost un an nu simplu pentru țară, pentru economie, despre asta vorbesc sociologii, ziariștii, politicienii. Eu aș vrea ca în această emisiune noi cu dumneavoastră să încercăm să medităm asupra situației țării, unde se află acum Republica Moldova, în ce măsură ne reușește un anumit progres în țară. Există acel progres? Ce ține de starea de lucruri în țară și cum ar fi, cum gândim noi, ce gândesc oamenii, trebuie să fie mai bine. Așteptările în fața oricărui an sunt foarte mari. Uitați-vă chiar la felicitările care vin. Vă doresc un an fără nori, fără nimic, cu toate să se întâmple în viața ta și să reușești. Dar viața e viață și anul 2023 tot așa a fost. A fost și cu bune și cu rele. Dar dacă vorbim de niște scopuri, păi dacă facem abstracții la toate celelalte, scopul a fost ca noi să fim nu numai candidați în Uniunea Europeană, dar să declare demararea negocierilor pentru aderare ca membri de plin acestei organizații. Din punctul ăsta de vedere, noi, ca cetățeni, trebuie să fim satisfăcuți. Fiindcă, într-adevăr, da, asta e o etapă, nu știe nimeni cum o să treacă încă negocierile acestea, probleme vă surăbim multe, mult depinde de atmosfera care ar fi în regiune, în lume, și asta e da. Dar totuși, decizia aceasta de a începe negocieri cu Moldova înseamnă că Europa ne plasează pe noi la un anumit nivel. Asta e peste tot, ca să știți, înțelegi, că oamenii, unii spun, da, putem noi, da, ce am făcut noi, da, avem noi rezultate ca să... În asta și e problema, că rezultatele se încep, iată, nu în zădat demorarea aceasta de discuții, merge pe urmă, discuții mărbă 10 ani de zile, ca minimum. A noastră, zic că și guvernarea și-a pus scopul în 7 ani de zile. Și să dea Dumnezeu, încă o dată, fiindcă sunt foarte multe necunoscute, care nu știe cum ce s-a întâmplat. Dar principalul constă în aceea că discuția va fi plasată pe una din cele mai, nu, prima, cea mai importantă problemă, bunăstarea oamenilor în țara aceasta. Putem noi avea o economie și o dezvoltare ca oamenii să fie satisfăcuți și să aranjeze viața aici în țară și toate celelalte ce vin de aici, nu plece și aranjează lucrurile în familie și mai departe. Și discuțiile acestea pe 35 de capitole, cum am știut noi, vor fi absolut la concret. Vor fi oamenii care sunt în domeniul specialiștilor și cerințele vor fi foarte mari. De ce, iată, vine satisfacția că obiectivul ăsta noi l-am atins. În a doilea rând, în ce măsură putem să ne mobilizăm ca să trecem cu succes, spunem, aceste discuții. Fiindcă, de fiecare dată, iată, noi am avut alegeri de acum de 30 ceva de ani, noi facem alegeri noi în țară, da? Să schimbă guvernele. Care e problema principală care e pusă? Trăiesc oameni mai bine sau mai rău? Iată, nu,
Eu, de fapt, sunt un participant din primele zile, începând din, până la destrămarea Uniunii Sovietice. Și toate alegerile au avut pe fondalul acesta. Să trăim mai bine, oamenii votează, să fie mai bine. Dacă nu e mai bine, poți să spui ce vrei. Noi acum, e clar că guvernarea asta e spunem, e succesul lor în primul rând, că au stat la mesele de discuții, noi așa deschidere de țară n-am avut niciodată, înțeleg. Perena internațională. N-ar fi, dar se vii de toate țări, se vii la noi, mai ales summitul care a avut loc aici. Eu mândrie aici, vorbind. Nu vedeți de unde am pornit-o. Și dumneavoastră știți că când te duceai undeva, Moldova, dar unde e asta Moldova? Dar ce e asta? Așa. Acum trebuia, nu știu, cât se pui în reclamă și mai departe, ca să ne cunoască măcar. Deci lucrul ăsta e făcut. Și iată, aici e gândul meu principal, că la problema bunăstare, oamenii din toate studiile sociologice care sunt, au fost alegerile locale, deci acolo unde, de exemplu, cineva a pierdut și mai departe, reiese de aceea că viața nu a stat mai bună. Și asta e grija noastră a tuturor. Deci eu mă gândesc, bun, dar cum trebuie să fie organizată viața economică în țara noastră ca să oamenii să poată să trăiască cum se cade aici? Nu știu, noi am mai discutat la câteva conferințe. Sunt niște standarde, dar sunt niște cerințe care țin de specificul unii sau alte țări. În viziunea mea, procesul, uite, de integrare în Europa, nu ia în cont anume asta a doua parte. Fiecare țară are specificul său. Nu, reșind chiar din partea geografică, din partea ceea că noi, oamenii trebuie să-și aranjeze viața, trebuie să câștigi undeva un ban. Deci aici spunem cum a plus valoare. Păi unde? Noi avem norocul ăsta că oamenii de bine, de rău, poate în agricultură se manifeste. Și ultimele evenimente, chiar azi mă uitam, noi suntem pe locul 3 la exportul prunelor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, uite, dacă productul ăsta se vinde, și noi avem experiență, avem experiență de mulți, mulți ani de zile. Să țin minte, în timpul când Basarabia era, îmi folosesc mulți Basarabia pe loc, cu ocazie și fără ocazie. Dacă nu era Basarabia în componența României, deci Franța exporta prunele de la noi. Importa, da. Și, deci, avem niște... Eu mă uit în unele ramuri sau evituri, noi ne plasăm pe locurile de ăsta, locul 3 în lume. Mai ales în regiunea aceasta, noi suntem pe... Bine, și câștigul bun, și oamenii au loc de muncă. Și aici, iată, eu am o idee cam cum... Nu știu, când lucram la președinție, lucram... Toți îmi spunea, nu, ce e, domn președinte, vorbiți dumneavoastră, agricultură, banii nu se fac din agricultură, așa mai departe. Dar, pe urmă, iată, eu particip acum la diferite conferințe internaționale, văd, vorbesc tinerii, problema alimentară, o să fie tot mai grav. În comparație cu creșterea, când avem 8 miliarde, dar creșterea e fabuloasă. Eu vorbesc în multe țări, asta vorbesc, în primul rând, trebuie să fie... oamenii garantați că au ce mânca, cum spune. Adică securitatea aceasta alimentară e foarte importantă. Deci mie îmi pare că cu toate celelalte ce se întâmplă, că da, noi nu avem mare economie, dar nu poți nu te bucuri de la sectorul ăsta IT a noastră. Și el ca export dă un procent destul de considerabil. Mai departe, e clar, poftim, turismul, când oamenii produc ceva, cred ceva și realizează aici acasă. Parcă se fac tot anul ăsta, s-au făcut Oficiul Național a Turismului, așa cum a vinului. Și probabil că o să fie preconizate și surse pentru aceasta, dar noi toți, chiar în interior, ne ducem la oameni. Eu tot unde mult am fost, mă uit, oamenii cu... revin la tradițiile cele vechi, dar el crește
Începând de la animale, producția agricolă toată, el crește, primește oaspeți aici. Vă imaginați, anul acesta a fost îmi pare că la vreo 25-30% creștere. Poftim încă un domeniu unde noi putem înțelege o parte din producție, că oamenii nu vândă pe marginea drumului. Dar în centrele acestea, pensionatele acestea, nu știu, sunt probleme cu legislația în alții. Aici trebuie o libertate totală economică. În general, libertatea economică asta e o problemă primordială pentru țările economiei de piață. Și mai departe, de stabilit, ce putem noi produce care să vinde? Iată de prune am vorbit. Cum mă uit, unii nu au volume mari. Și asta e problema Moldovei. Când au volume mari, cum să le duci mai departe? Trebuie să le vinzi. Trebuie să le vinzi, sunt niște cerințe anumite. Și lucrul ăsta merge, dar foarte încet. Fiindcă tu trebuie să intri într-o asociație, într-o cooperativă, într-o asociație. Și noi avem una, viziunea mea, ea se dezvoltă așa cam cum trebuie. Moldova Fruct. Ei, este un centru care tine, dă îndrumări, ajută cu material săditor, tot. Și acolo vin și banii ca subvenții. Mă bucur foarte mult și eu am avut niște discuții, inclusiv cu Ministrul Agriculturii. Eu nu se spun părerea mea de la tema aceasta, da. Și acum, ieri sau la altă ieri, am citit un lucru extraordinar. Vreau să zic că se dau credite la anumite denumiri de producție agricolă, uh-huh. În cazul ăsta la fructe, se dau credit pe 10 ani. Cu grație de plată 4 ani de zile. Mai departe, noi vorbeam, eu nu știu detaliile acestea, dar vorbeam că creditele trebuie să fie cu un procent foarte convenabil pentru oameni. Da. Și dacă nu se reușește de creditele, nu numai în țară, trebuie să ieși în afara țării, dacă nu se reușește, pe subvențiile acestea trebuie de canalizat în partea asta. Guvernul, de exemplu, e 3-4% asupra sa, ca să fie, nu știu cât e procent acolo, dar trebuie să fie un procent foarte mic. Ca să se pornească lucrurile. Că dacă s-or porni și tu ai să ai de acum partener, ai să ai piață unde te duci, o să meargă foarte bine lucrurile. Eu vorbesc... Dați-mi voie să vă pun o întrebare aici. Constatăm, de fapt, în rapoartele mai multor experți economici că businessul mic și mijlociu la noi se distruge în ultimii ani. Protestele agricultorilor au fost, la fel, una din marile probleme este că acest business mic se distruge. Credeți dumneavoastră că e posibil, în general, să se dezvolte și să vină oamenii de afaceri, inclusiv tinerii, să se implice în afaceri, atât timp cât ei văd exemplul acesta când toți au intrat în datorii, toți au intrat în cheltuielile foarte mari, au gajat averile și inclusiv și apartamentele și acum ei nu pot în ultimii 2 ani, chiar azi, îmi spunea doi agricultori, că nu se vede nicio perspectivă pentru... Și în condițiile astea, când ultima forță de muncă pleacă de la țară, cine o să vină la metoda aceea de creditare? Da, ea e bună. Ea e declarat foarte bună. Vedeți care e problema? La noi, asta e o catastrofă și s-a întâmplat cu agricultura Moldovei. Fiindcă noi, pe pământul acesta, cu acești oameni care aici... Am avut niște performanțe extraordinare. Desigur. Da. Desigur. Și acum tot mai mult se vorbește la tema aceasta. Vorbește și ministerele astăzi spun, uite ce am avut, volume am avut, înțelegi, calitativ și așa mai departe. Dar noi ne-am concentrat numai la ce e și mai ușor de vândut. Încă Dimitri Cantemir spunea că moldovenii n-au calitatea aceasta de a face comerț. Așa. Asta de ce e la noi... Evrei, greci, armeni, ce duceau? Moldova, cel mai bun caz, vând grâul, grânele, le-au strâns și le-au vândut. Că noi ne-am revenit la mentalitatea aceasta, înțelegi, fiindcă reforma asta în agricultură cu foarte mari pierdere s-a petrecut și se petrece și acum. Și de ce? Au venit liderii care foarte ușor ai produs, ai crescut grânele,
ei se vindeau întotdeauna bine la export și el, în luna august, a terminat lucrul și noi am venit la agricultură cu 4 culturi. Asta e grâu, sacară și mai departe, porumbul, floarea soarelui, a mai venit rapița asta, sau ce, asta da. În general, e o distrugere a pământului. Și de ce nu poate Moldova să lucreze cu 4 culturi? Noi putem să lucrăm, dacă vrem să trăim bine, putem să lucrăm cu 40 de exemplu de culturi, ca minimum. La noi, varianta, pedologul cel mai investit în lume, Dukuchaev, care spunea cândva că în Basarabia sunt toate variantele de sol. Nu este numai tundră. Și de ce? În asta și constă problema. Dacă noi vrem ca oamenii să rămână aici, iată, dacă vin cu ceea ce vorbim cu guvernul politic, dacă vine cu credite și cu îndrumări, că oamenii la noi, cum eu am văzut, am observat lucrul ăsta, că se dă informație, cu uite, ai posibilitate. Dar asta nu e destul. Asta nu funcționează. Trebuie să-i aduni pe oameni, să-i convingi, uite, apucă-te de chestia asta, că e foarte favorabil, e foarte combinabil pentru tine. E un lucru anume, lucru în țară. Ce aici s-a întâmplat parcursul 23, că guvernarea, de exemplu, a avut mai multe plecări ca să avem susținere din celelalte țări, acum, cu același avânt, cu aceeași, cum spune, consistent, trebuie să lucrăm în țară ca să-i convingem pe oameni să ocupe cu lucrurile care dă valoare, cum spune. Deci asta e problema. Domnule, e că aici, fiindcă o trecem la alt subiect, dar ce spun inclusiv fermierii care au fost în stradă? Controlul, deci prețurilor la îngrășăminte, la chimicate, da. Nimeni nu le controlează. A crescut 300-400% s-a scumpit. Da, da. Cu gazul, noi știm care e situația, prețurile la combustibil la fel au crescut și aici această nimeni nu protejează piața internă, nu este acces a producătorului nostru, marfei sale, la marile rețele comerciale. Și ei recunosc că niciodată așa de grav. Și înainte era grav, da, lucrurile. Dar totuși, cât de cât să... Și atunci eu întreb, de cât proiectele astea declarative? Că noi investim miliarde. Oare chiar statul ăsta, ministerul, guvernul, nu are 10 oameni competenți să treacă din raion în raion și să clarifice că ei au amâia de salvat niște agricultori. Fiindcă eu îmi închipu, eu cunosc teritoriul unor raioane unui oameni și eu spun că oamenii ăștia au dreptate. Poate ei undeva, mă rog, poate sunt boieri, cineva spune. Dar în jurul boierului ăsta sau în jurul acestei gospodării mai stau astăzi 200-300 de angajați. El mâine închide tot și pleacă la Chișinău. Eu înțeleg că niște rezervi el undeva le-a făcut. Și atunci, cui noi dăm pământul și despre ce producere în general și păstrarea locurilor de muncă acolo e vorba? Deci se întâmplă lucrul ăsta care eu vorbesc că au luat câteva culturi, ele au încă un motiv. Faptul că n-are cine lucra la țară. Și atunci ei se înzestrează. Au luat o tehnică modernă ca să îi sprevească fără muncă. Fără forță de muncă, da. Da. Și, bine, sau așa e în agricultură. An la an nu merge, înțelegi. Pur mă, factorul ăsta cu Ucraina, nu numai noi, înțelegi. Evident, toate țările acestea, vreo 4 țări care împreună, că din Ucraina vine o cantitate foarte mare de cereale. Atunci nu poți să concurezi cu nimic, înțelegi. Și de ce și vorbesc că noi trebuie să avem cereale atât cât ne trebuie pentru intern. Noi să ne bazăm pe exportul cu cereale, nu e normală chestia asta. Și nu a fost niciodată. Noi trebuie să exportăm ceea ce are valoare bună, se vinde foarte bună și pământul nostru ne dă posibilitatea lucrului ăsta să-l facem. Eu când mă uit, tot un exemplu, că noi, ce e interesant, că noi exemple de ceea ce vorbim noi bune avem. Dar iar din nou, eu când aud de
training-uri, se fac o mulțime de bani, se duc prin toate structurile acestea, ONG-uri și așa mai departe. Dar este un lucru foarte elementar. Se concentrează acolo unde este un exemplu bun. E sigur. De exemplu, plantele acestea medicinale. Noi cândva eram specializați. Așa, era un domeniu aveam, întreg, da. Da, dar toate lucrurile acestea se trebuie dus până la final. Noi să le vinzi ca materie primă, mă. Eu zic că trebuie să faci din ele uleiul. Și atunci e alta, cu Levânțică, o femeie care lucra la Viorica, lucra un tehnolog, un loc de frunte la întreprindere. A revenit în parcă în raionul Dundușani, împreună cu soțul, pe urmă, fata, dar mă, nu se mai duce, fiindcă se pornește business-ul de familie. Aici eu văd perspectiva noastră. Dacă noi o să avem, nu știu câți înțelegi, dar foarte răspândit business-ul de familie, ele țin ani și ani de zile. Și atunci nu se mai duce copilul, el rămâne aici, fiindcă el poate să câștige, el lucrează în lume, de fapt, mai ales cu perspectiva noastră de integrare în Europa. Da. Care e problema? E mai ușor să trăiești acolo, înțelegi, să fii satisfăcut, dar să ai posibilitate să duci un trai decent. Deci aici e o activitate foarte mare a Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei și tot ceilalți, ca să în jurul ăsta să adune oamenii care deja au făcut și să-i duc pe ceilalți, vrei să te ocupi cu asta, uite, te duc acolo și îți arăt cum se face. Fiindcă asta e problema. Oamenii de la țară nu întotdeauna au posibilitatea să fie la curent cu toate transformările care sunt acum în agricultură. Cine spunea că productivitatea muncii în Franța în agricultură de 40 de ori mai mare decât la noi. Asta e, de fapt, fiindcă... Ei, poate n-aș mai ține de 40 de ori, dar în cazul mai mare. Da, cu mult mai mare, da. Sigur. Și de ce trebuie oamenii ăștia de ajutat? Pe ăștia care au pornit-o. Pe ăștia l-am dedus, așa cum spunem noi, niște seminare, niște cursuri, niște training-uri, poate numiți-le cum doriți, înțelegeți. Dar numai așa, omul până n-a văzut, că așa e la noi. De exemplu, eu permanent subliniez chestia aceasta, fiindcă noi suntem un popor cu specificul nostru. Este un tip psihologic. Când vorbim de popor, de națiune și așa mai departe, numai decât știi de acum de chestia asta, că este elementul ăsta tipul psihologic. Tipul psihologic, da. De exemplu, avem niște specific de nostru. De exemplu, cum la țară? Nu vrei să faci casă sau vrei să-ți faci, de exemplu, o sobă în casă, da? Tu întrebi. Dar cine la noi? Spune că cu tare. Da. Ai venit și le întrebi. Dar unde mi-ai făcut? Și e că am făcut cu tare. El vrea ca să-mi faci ca la aici. Deși te duci în multe sate și vezi casele cam acelea. E plăcut. Pe omul se schimbă. E clar că acum, având atâția oameni care lucrează în Occident, mai vin băieții, copiii, mai propun ceva și așa mai departe. Dar încă o dată atrag atenție la business-ul de familie. În Occident, unde n-ai citit, se ține economia pe 70-80%, dacă nu mai mult, de întreprinderi mici. Și mă că e vorba în agricultură. Dar să pun niște tradiții în aceeași America, de exemplu, cu viticultura. Eu am fost cândva în California și se vede cu problema strugurilor și mai departe, întotdeauna eram cu vinurile, eram în concurență. Am vizitat o persoană care avea, îmi pare că vreo 4-5 hectare. El are unde asta așa numită primară, prelucrarea primară a strugurilor. Uh-huh. Da. Și mai departe, vine un trailer de ăsta și e vinul lui și îl duce și îl îmbutiliază. Cum vrea el? Vrea să-l numească Victor? Poftim, cum vrei să-l... El deja are niște contracte cu zona aceasta de turism. Hoteluri și așa mai departe. Adică are piață. Tot e legat, înțelegi? E un lucru enorm. Eu foarte mult cred în chestia aceasta, înțelegi? Că noi având așa un sol, cum spunem, care dă product cu aromat, cu miros și cu gust, noi putem să stabilim un nivel de viață
Moldovenii nu tind la mare bogăție în zei. Noi nu avem naftă, nu avem toate lucrurile astea. Dar un trai decent, putem să asigurăm, când spunea unul din străinătate, vorbea cu unul de nostru, să zice, da și aia tu? Da, n-am nimic, cum să zice, cum n-ai nimic? Păi am un hectar de pământ, mă. Cum, tu ai un hectar de pământ și trăiești rău? Fiindcă totul constă în organizare. Acum, așa, ni se deschid ușile la o mulțime de proiecte și programe. Dar situația acolo e foarte clară. Dacă te-ai venit cu proiect și poți să-l aperi, noi dăm o mulțime de oameni să-i incluși. Dar nu e o sistemă, dacă vorbim o ramură. Nu? Bine, luăm nucile, printre altele. Anul trecut cu nucile era greu, anul ăsta se vinde foarte bine. Păi nucile eu cândva, când lucram în Parlament, înțelegi, domnul Jolankovski, el promova toate chestiile acestea și am adoptat legea nucului. Da. Noi suntem, eram cam atunci primii în Europa. Și am văzut, de exemplu, în Soroca, la domnul Ciornă, el are o livadă de 800 de hectare. Dar el pregătește material săditor, care îl vinde și în România, și în Ucraina, și mai departe, de acolo are o... Mai departe, are fabrică, nucile, așa cum sunt ele, mai face brichete de întrâns și face uleiuri. Iată care e perspectiva noastră. Dar vedeți că oamenii ăștia, care au bune experiențe și au modele bune, nu știu de ce, cu dânși guvernanții noștri, eu nu vorbesc mai la nivel central, dar chiar și așa la nivelul raional, n-au când să sfătuie. Numesc niște șefi la direcțiile de economie acolo, niște vicepreședinți de raioane, care nu prea clar în general activitatea lor. Noi vorbim de sistemul sovietic. A fost rău, nu știu ce, dar eu știu că era inspector, era șeful de direcție. Făcea seminarii, întruneau oamenii, le povestea despre noutăți. Amâia noi tot chestiunile astea o facem prin ONG-uri, acolo numai să pierd banii și să beau cafele și banii țării se pierd, dar rezultatul nu se vede. Acum avem posibilitate și mai mare. Acum a intrat, e postat pe internet, un alt, dar nimic nu poate înlocui comunicarea vie. Omul trebuie să duc pe teren, să-i arete cum se fac. Încă o dată vreau să spun, noi trebuie să reieșim din ce aici avem. Omul nostru, nu e, el poate să muncească dacă e clar ce trebuie să facă. Deci spunem că moldovenii, după, în afara țării, lucrează mai bine decât în țară? Fiindcă acolo e clar, este un stăpân sau este unde lucrează el la o fabrică și mai departe, pentru dânsul e clar ce trebuie să facă. Atunci oamenii muncesc. Nu, eu încă o dată vreau să spun, noi celelalte domenii o să le dezvoltăm. Eu mă bucur de IT, mă bucur de copiii ăștia, anul ăsta tot printre altele, în anii trecuți eu n-am văzut atâtea medale, copiii noștri, dumneavoastră povesteați. Deci noi nu trebuie să ne plângem, că noi nu putem, că nu o să reușim nimic, înțelegi, dar și poți face aici, eu când aud. Dar nu e vorba de plâns. Deci eu încerc să spun niște, e clar că dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră, haideți să încercăm să medităm. Noi când aducem niște argumente sau contraargumente, nu de atâta că să denigrezi pe cineva, dar de atâta că dumnealui probabil că să ascultă întrebarea, pe urmă să o studieze suplimentar, de să vadă că asta nu e doar opinia unui moderator de emisiune. Eu pun așa o întrebare care e venit tot din mediul de afaceri. Deși noi am cedat piața internă, de-am noi pe piața externă nu putem răzbate. Da, poate cu prunele, poate cu nușile, dar sunt niște produse. Noi acum mierele nu avem unde le desface. Printre altele, în toamna asta s-au tăiat mai multe, s-au scos mai multe livezi, inclusiv de prune. Dumneavoastră spuneți de prune. Da. Noi am pierdut teșghelele. Și văd că guvernanții, în general, la tema asta îmi pare mic, totuși nu s-a atenți. Pentru ce să strice ei relațiile cu țările unde noi, cât de cât, în trecut, tradițional, și inclusiv și acum avem piețe de desfacere. Doar era un proverb britanic care spunea, cum nu te-ai scandalizat cu vecinul, dar nu pierde teșgheaua, dacă ai acolo teșghea la dânsul undeva, da, nu da. Pierde teșgheaua. Amoia noi în unele țări teșghele le pierdem. Politizarea vieții noastre e ieșită din comun. Asta e, noi orice ce încercăm, numai decât vine și momentul ăsta politic.
cine îl promovează, a cui și așa mai departe. E clar că noi, fiind o țară mică, trebuie să ne știm, cum spune Eminescu, lungimea nasului. Da. Și tot el spunea că nouă mai bine ne convine niște haine mai modeste. Și uitați-vă, deci în jur, bulgarii, ungurii, polonezi, rege, împărat, țar, la noi voievodă, domn. Da. De ce? Este un principiu. În oricare pas care îl facem, noi trebuie să cântărim foarte bine. Dar ce se întâmplă în relațiile noastre? Noi încurcăm pe cineva sau prin neatenție. Aceiași vecini. Noi nu trebuie să ne sfădim, noi trebuie să facem prieteni. O țară mică, permanent, trebuie să afle în activitate căutarea și stabilirea prietenilor. Da. Deci e oricare lucru. Eu, cu părere de rău, asta e un minus al nostru foarte esențial. În fiecare zi văd că se aruncă ceva pentru divizare. Așa, da. Pentru a scandaliza. Noi trebuie să fim foarte atenți. Eu mă uit, mă aud și bine, mai mult din presă, mai vorbesc cu oamenii, dar asta e o chestie și ține și de istorie. Noi trebuie să ne uităm chiar la istoria noastră, asta de 30 de ani, dacă nu vrem să ne uităm, dar trebuie să ne uităm și mai înainte, ce s-a întâmplat în țară și ne suntem și cu ce putem face acest pământ. Dar uite istoria asta de 30 de ani. De exemplu, noi am pornit-o într-o atmosferă când se prăbușea tot. Când mă întreba odată un blogger, nu știu de unde, veniți aici la Moldova, dar ce nu au fost luate măsurile necesare ca să oprim declinul ăsta? Spun că o clădire se prăbușește, cum poți face tu? Nu poți, vrei să te ferești ca să te păstrezi în țăie sau pe urmă să mobilizezi să faci ceva. Și iată, aici e problema problemelor. Fiindcă atâta s-au destrămat, s-au rupt relațiile, s-au distrus și mai departe, că, de exemplu, dacă vorbim noi de agricultură, noi vorbim, bă, de ce e că noi... Asta e firea noastră, noi asta putem să facem. În a doilea rând, noi activăm într-un mediu. De ce s-a întâmplat așa, iată, chiar cu începerea negocierilor cu noi? Deci, toți care au venit și care vin să uită, ne tratează pe noi ca un popor drăgălaș, așa, un popor foarte ospitalier. Cine vine? Eu spuneam asta nu o singură dată din practica mea. Toți diplomații care vin aici, cu lăcrimi pleacă de aici, înțeleg, și vin că noi avem bunătatea asta în interiorul nostru. Eu chiar știu la vecini, înțeleg, chiar la români spuneam, băi, voi sunteți, înțeleg, așa de buni, înțeleg, cum spuneți, mea, mama, mai știu eu cine acolo, niște prieteni și cunoscuți, dă-o caracteristică aceasta. Iată, asta trebuie cumva să o implementăm și în politică. Noi nu putem să fim la extremă. Eu înțeleg, viața e de așa natură, că noi vrem să fim, cum spune, în rândul tuturor țărilor aici în Europa, mai ales în perioada când e un conflict extraordinar între Europa și Rusia. Desigur. America și Rusia. Și de ce? Iar aici te uiți, mai răsfăiește puțin, înțeleg. De exemplu, același Nicolae Iorga, în 1936, el spunea că noi trebuie să fim foarte atenți. Fiindcă care e situația de astăzi? Incertitudinea. Da. Nu știe nimeni. Da. Ce că se schimbă situația? Da. Noi toți dorim, înțeleg, ca să termine acesta. Noi toți dorim ca războiul să termine, Ucraina să rămâie integră și mai departe, să fie retrasă forțele rusești de pe teritoriu. Dar oamenii care ne ascultă, dragi mei, viața dictează câteodată niște lucruri care, în primul rând, de noi puțin și depinde. Da. În a doilea rând, așa e viața. Că acum ruptura asta s-a avut loc când ordinea aceasta mondială se luptă acum cine? Tot timpul noi știm că țara America. Acum vedeți o mulțime de oameni, tot la conferințele internaționale, o mulțime de oameni de țări nu vor ca să fie un pol dintr-un centru. Și
s-a pornit, dar până, s-a ajuns până la conflictul ăsta militar care merge ca război. Și cu părere de rău, anul ăsta a fost foarte, așa, destul de, eu aș folosi cuvântul ăsta așa, de apăsător. El nu a avut efecte directe, Dumnezeu, da. Niște lucruri de ciocniri, de ceva, înțelegi, sperăm că așa o să fie. Dar situația asta a fost. Dar anul 24 o să fie cu mult mai complicat. Fiindcă încă o dată, nu știe nimeni, eu urmăresc, că bine, acum am posibilitate, că nu ești la lucru, înțelegi, nu ești la activitate. Și mai citesc, înțelegi, eu citesc diferite surse. Dar văd că se schimbă situația, înțelegeți? Se schimbă situația de la același moment de obosire. Toți nu știu ce o să fie, cum o să iasă și toți caută, în primul rând, caută stabilirea început niște tratative de pace. Și noi toți asta așteptăm. Dar câteodată îți pare parcă toată logica că trebuie așa să fie. Mă întorc la subiectul economic. Am abordat la început și aș vrea poate să mai punem accent. Dar dumneavoastră ca președinte, om cu experiență, om care ați văzut toate reformele astea în 30 de ani, nu s-a creat impresia că totuși modelele economice care au fost propuse Republicii Moldova în 30 de ani, reforme, privatizări, agricultură, în industrie, și vedeți că trebuie să constatăm un anumit eșec. Poate nu e total, dar el totuși este pe multe. Fiindcă am pierdut forța de muncă. S-au pierdut tehnologiile și acele care erau. Ceva nu a apărut. Aveți dreptate, a apărut cel puțin robot, tehnica asta, deci tehnologiile informaționale. Dar, din păcate, populația e pierdută. Și a rămas noi cu 660.000 de angajați. Da. Și atunci întreb, nu ne facem noi cumva iluzii? Cu Occidentul o să ne dă nouă pitava, prosperare economică. Nu, eu aici pot să judec, mie mi-e ușor că a fost președinte, fiindcă eu n-am responsabilitatea asta. Da. Președintele actual e mai complicat, trebuie să dară. Dar eu pot bine, din practică și din ceea ce văd eu în jur. Noi, fără investiții private, nu o să putem să scoatem țara sau să o ridicăm la așa un nivel ca oamenii să fie satisfăcuți de viață. Desigur. Că avem nevoie de investiții private. Investițiile private nu se faci prin ordin. Da, noi, guvernul are rețelele sale, pentru că în toate țările sunt niște agenții speciale de investiții. De asta știți, da. Lucrurile astea. Trebuie să ai permisiune încolo, trebuie să ai undeva introdus într-o listă că se poate deveni în țara asta, Moldova, cu investiții de acolo și așa mai departe. Dar ești privat, ei vin numai când au o claritate, că el poate să-l dezvolte și el poate să câștige aici partea lui și să facă. Și, la doilea rând, el are o garanție de stabilitate. Stabilitate politică, inclusiv. Iată, problema aceasta e, nu știu, cuvântul ăsta e mai popular așa, în popor, înțelegi? Că la noi am multe cuvinte care trebuie să caut dicționarul ca să... Nu, asta e... Ieșit din comun. Nu e bine lucrul ăsta. Nu știu cine trebuie să ocupe, dar da... Nu, este limba de la Chișinău și da, mai este nu, limba da, de la București. Da, nu se poate așa. Mai importă, da. Nu știu de pe unde. Da. Vreau să zic că stabilitatea aceasta ea se face da, prin legislație, prin niște garanții. Că omul ăsta privat care vine, în primul rând, el trebuie de invitat undeva, de spus, uite, poți să, cu așa, trebuie să venim, veniți cu investiții cu tare, cu tare, cu tare. Dar din practică care eu eram în Parlament atunci și nu țin minte, Steaua Roșie vine să prime, știți, în Lon, la noi, industria aceasta. Da, 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 o știu. De confecție, industrie ușoară, cum numim noi. Da. Păi da, Ionel, la Soroca, la Cahul, s-au mai păstrat, fiindcă prin Lon. Ei aduc materialele noi și trimitem mai departe, spris că mai din Moldova, înțeleg, dar din Uniunea Europeană.
Noi, pe la Steaua Roșie, am adoptat atunci o lege în Parlament, care, nu știu, era în Parlament, bătâng atunci. Eu țin de discuții. Am adoptat 96. O lege, auzi, 10 ani de zile i-am dat garanții prin lege la investiția aceasta, că dacă se schimbă legislația în Moldova, nu afectează această investiție. Nu știu, trebuie de găsit care sunt sursurile, dar oamenii sunt foarte precauți când vor să vie cu investiții străine, cu investiții private. Ei studiază situația și dacă văd chestia asta de mâncărimea asta, cum spun eu la noi, noi avem nenorocul ăsta aici, prea multe discuții în interior, prea multe lucruri, dezinformație și așa mai departe, bazate pe ură, pe concurență, lucruri neplăcute. Trebuie să le evităm anume, poate așa o formă, înțeleg, să le dăm niște garanții prin lege, pe o anumită perioadă, de exemplu, tu nu ești domnul președinte, dar vedeți că aici noi putem să vedem orice garanții în Parlament. Dar dacă însăși conducerea, eu când vorbesc conducerea, am în vedere și miniștri, și deputații, și funcționari mai înalți. Ei nu pot garanta stabilitatea, ei nu pot garanta dialogul în societate. Ei fac declarații obtuze, ei nu pot garanta lucrul aeroportului, funcționarii în general instituțiilor statului, sistemului judecătoresc, aceea ce se numește azi Consiliul Concurenței. Ei nu pot garanta funcționarea cât de cât normală a acestei economii. Care investitor o să vină în haosul ăsta? Poate eu greșesc. Toate de luat, nu. Toate acolo unde este problema, trebuie de așezat, de discutat. Dar eu văd că la noi lucrul ăsta nu e dus până la cap. Chiar aș spune că e rău pus. Discuția pe anumite probleme, eu citesc, aud că îți fac discuții publice, da? Da. Dar nu am auzit, eu nu știu, poate... Dar ce fel de discuții publice se fac? Nu sunt. Ele se fac într-un cerc de oameni, dar asta nu e discuție. Discuțiile trebuie, asta e o mare problemă pentru țara noastră. În ce costă ea? Multe decizii, eu înțeleg, se fac în grabă. Eu înțeleg că parcursul ăsta, european, am cerut pe parcursul acesta, în timpul acesta, ca să adoptăm mulțime de legi și mai departe. Ok. Dar nu se fac discuții în prealabil. Tu trebuie mai întâi să discuți, să vezi care e adevărul și pe urmă să vii la adoptarea legii. La noi se face invers. La noi se ia decizie, dar mai departe, oamenii nu e clar. Noi vorbim de transparență, vorbim de discuții cu implicarea oamenilor în procesul de guvernare și așa mai departe, dar viteza aceasta, intensitatea aceasta de adoptare, dacă nu o să fie implementată, dacă ea nu e conștientizată și nu e înțeleasă chiar de oameni, atunci care e problema? O să rămâi în vreo zică hârtii, cum sunt și până acum o mulțime de hârtii. Deci asta e problema. Chiar aceeași reformă justiției. Bine, reforma justiției, eu văd că o să margă tot mandatul acestui parlament și mandatul președinte. Să ajungă și următorul mandat. Da. De ce? Nu, eu, în părerea mea, mi-am spus-o de câteva ori. Bine, am mers pe calea aceasta. Nu știu, nu pot să... Eu știu numai un lucru. Că dacă tu ți-ai pus și ai declarat că eu am să aduc oameni curați absolut cu totul, eu întreb, înțelegeți, oamenii ăștia o să vii și fără cu mătră, fără părinți, fără toate... Noi avem... Iar tipul este psihologic a oamenilor noștri. Tot constă în măsură. Măsură. Eu țin minte la o conferință internațională din Suedia, o întrebare, îmi pare că la Valdaia asta a fost, a dat o întrebare, dar de ce așa e la voi cu corupția? Și răspunsul a fost, corupția peste tot. Și așa l-a spune din Suedia. Da, peste tot, dar procentul. E un caz sau două sau trei cazuri la 100, dar la voi e 80 la 100. Înțelegi? Asta e diferit lucru. De ce? Asta e momentul. Noi
trebuie să discutăm mai mult, trebuie ca oamenii să fie implicați, să cunoască situația. Fiindcă eu mă uit aceeași problemă cu corupția. Vin oamenii, nu verifică nimeni. Dar dacă îi verifică, atunci e cu totul straniu. Cum el poate fi înaintat, mă aud că e confirmat cu tare și cu tare. Până în ultimul moment, el nici nu punea declarația. Peste o lună de zile trebuie să pui declarația despre avere. Pe urmă se clarifică. Nu un băiat care nu a lucrat nicăieri, așa da, o bogăție și mai departe și să începe problemele. Eu socot că ceea ce încă din Grecia antică spunea că sarcina statului constă în aceea ca să pui diferite filtre ca în instituțiile de stat, început de la colaboratori și terminând conducerea acestor structuri, să nu nimerească oameni, cum spune acum, neintegre. Oameni cinstiți. Oameni care deja au făcut multe încălcări. Și cum de ajunge el acolo? Înseamnă că trebuie de schimbat lucrurile. Mai întâi de toate, cineva trebuie să ocupe acum prevetingul ăsta, da? Cineva de tipul ăsta trebuia, dacă e vorba de guvernare, să pregătească o serie de candidaturi care trec niște cursuri, mai știu eu, să-i verificați. Așa și partidele. Partidele, dacă voi vreți să participați la guvernare, asta e scopul partidelor, păi voi trebuie să dovediți că aveți oameni. Desigur. Oameni care îți verificați. Și atunci, asta e ultima etapă. Dar avansarea lui, asta e ultima etapă. Dar la noi se primește invers. La noi el a fost înaintat, a fost acceptat, de acum așa se începe procesele. Vedeți că toată chestiunea asta, hai să spunem așa, nu e nimic nou. În cauza că noi ne-am pomenit în 30 de ani cam aproximativ așa se face. Și guvernarea actuală tăman că a încercat să demonstreze că ei o să facă altfel. Că acolo o să fie filtre, că acolo o să fie oameni într-adevăr incoruptibili, oameni cu experiență. Și când te uiți în listele deci, ministerilor și vezi oameni mulți fără experiență, fără biografie, atunci e clar că apare întrebarea, dar unde și-au făcut calificarea? Dar unde și-au făcut experiența? Cum se poate în general de condus un minister în așa o perioadă foarte grea pentru țară și fără discuții, inclusiv cu specialiștii? Țin minte la o conferință dumneavoastră, de fapt ați abordat problema asta a modelului economic. Și atunci mi apare întrebarea. Noi avem întreaga armată de economiști. Oare, având economist la minister, având economist viceprim-ministru, având oameni care cât de cât pregătiți, inclusiv șeful statului care este economist, de ce nu s-ar aduna un congres, un consiliu serios și se întrebe, fraților, haideți să ne clarificăm cu modelul. Noi avem astăzi modelul, așa cum ați spus și dumneavoastră, noi avem modelul care să ne asigure locuri de muncă, dezvoltare regională, dezvoltarea în general a țării, creșterea PIB-ului măcar cu 6-70%, noi altfel ne prăbușim. Vreo două săptămâni în urmă am avut o discuție cu un economist. Un economist cunoscut foarte bine în Moldova. Da, chiar l-am întrebat. Uite, noi putem trăi și să ne descurcăm cu potențialul nostru care îl avem. Da. Și el chiar mi-a promis că o să mai caute, o să mai facă niște analize. Da, să vedem. Cum ar trebui să facem noi? Noi trebuie să facem lucrurile acestea prin proiecte. Acum, dar mă, când vă numeam altfel, acum proiecte. Proiecte naționale. Uh-huh. Când vorbim noi că trebuie societatea, că de aici oricare lucru care trebuie să vezi să-l polești, trebuie să ai susținerea societății. Așa. Dar trebuie să ai încă o consolidare a societății. Eu văd că sarcina asta se pune în permanent, despre asta se vorbește. Dar oamenii pot să-i unești numai dacă îi implici pe dânsă într-un lucru concret care ai rezultat. Nu numai cu vorbă. Apeluri de toate lucrurile acestea nu o să dea niciun fel de rezultat. De aceea, de exemplu, facem 10 proiecte. Cum 10 proiecte de astea. Poate fi alte. Eu nu, așa cifră o numesc întâmplător. 10 proiecte, realizarea cărora ne creează nouă condiții de unui stat care poate în Europa să fie numit, înțelegi, care se dezvoltă normală,
are și un nivel anumit de creștere economică care se răsfrânge asupra vieții oamenilor. Cum am pornit noi? De exemplu, uite, de la prune am putea să luăm atâta, de la nuci am putea să luăm atâta. Ne trebuie un proiect național de irigare, de protejarea solului, trebuie drumuri, trebuie instituții unde se pregătesc oamenii aceștia, înțeleg, nu știu, acele școli profesionale, tehnici, care am uitat tot de mult, aveam vreo 130-140, au rămas în parcă vreo 20, nu, dar cine lucra de acum? Deci este nevoie de o anumite proiecte care sunt incluse într-un integru, ca să știi, uite, aici este 10 proiecte, sau 8 proiecte, sau 5, sau 7, în oricum, ne scot țara noastră la alt nivel de dezvoltare economică. Și atunci, cu proiectele acestea, te duci în Uniunea Europeană și spui, uite, noi nu vrem să mâlăm cu mâna întinsă ca să aveți grijă de noi, înțelegi. Mai bine, și aici se vorbea în primul parlament, dați-ne undița și noi ne prindem pește, dar nu mâncăm pește tot timpul de la voi. Asta e ieșirea. Asta e convingerea mea, înțelegi. Noi trebuie să avem o serie de proiecte care în realizarea lor ne asigură o viață normală și decentă. Propun să facem o mică pauză de publicitate și continuăm. Pauză de publicitate. Stimați spectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că l-am în studio pe domnul Petru Lucinski, domnul președinte Petru Lucinski, ex-președinte Republicii Moldova. Spuneam, domnul președinte, în prima parte a emisiunii, că desigur spuneați dumneavoastră că ar trebui să existe aceste programe, proiecte mai multe de dezvoltare a domeniilor, care până la urmă trebuie să ne dea și bunăstare și mai multe locuri de muncă. Ideea nu este de astăzi. Ideea mai de mult, s-au încercat anumite modele, dar mă uit că toate strategiile astea de dezvoltare a noastră, 2020 a fost, acum e 2030. Din păcate, unicul lucru acolo care se mai adaugă, se scrie, noi să facem integrare europeană. Sunt prea multe lozici. E că mă uit că, din păcate, politicienii, nu numai ăștia care s-au la guvernare, dar din păcate și acei de ieri, de multe ori ne-au ținut mai mult cozinci. În loc să meargă o muncă consistentă, profesională, îndrăjită, așa cum au făcut-o alte țări. Fiindcă noi declarăm de-amă ideea integrării europene, cel puțin încă din 97-98 erați dumneavoastră încă s-au vorbit și s-au ne mișcăm în direcția respectivă. Aproape toate partidele. Noi nu prea avem partide de altă opinie. Dar rezultatul nu e. Și atunci ce trebuie să înțeleagă cetățeanul? Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul? Că lucrurile se complică, că noi nu avem profesioniști, până la urmă el începe la o anumită etapă să nu respecte în general legile statului, să-și pierdă încredere față de această națiune, exodul care este foarte mare, și așa mai departe. Eu știu că chiar în prima parte a emisiunii vorbeam despre cum selectăm noi cadrele. Deși așa se întâmplă, că cadre uneori nepregătite, alteori corupte, nimeresc. Parcă aducem la guvernare niște politicieni care ne promit schimbarea spre bine, dar asta nu se întâmplă. În domeniul administrării statului, ca dumneavoastră vedeți astăzi cum funcționează ministerele, cum reacționează ministerele, și acea la agriculturii, și aici la justiției, și economiei, și așa mai departe. Parcă ceva nu le ajunge, parcă nu le ajunge un centru consolidator, parcă unica lozincă integrare europeană, dar concret, ce să faceți voi, fraților, ca să mențineți tinerii acasă, ca să ajutați business-ul mic, ca să mențineți locurile de muncă, de exemplu? Oricare obiectiv, oricare scop, dacă vorbim de o țară, mică, mare, nu contează. Se contează cu un rezultat atunci când e implicată, când guvernarea, mai bine zis, poate implica poporul în realizarea acestui scop.
La noi, pe mine, eu vă spun sincer, eu punctul ăsta de vedere, nu știu, m-a atras atenția de câteva ori. La noi oamenii așteaptă că guvernarea o să facă. Guvernarea le-a dat voie, relațiile între nivelul de sus și nivelul 2 de raioane, nu știu, îmi pare că e foarte scăzut. Și mai departe, localitățile. Cum poți să realizezi ceva dacă oamenii la direct nu sunt implicați în lucrul acesta? La noi, ia să vedem ce să mai fac și aici, știi? Așa e vorba asta. Eu am părerea mea din punctul ăsta de vedere. Când am început eu a lucra ca președinte, noi eram prieteni, am rămas prieteni cu Kwasniewski din Polonia. Președintele. El mi-a spus, și voi ascultă, și primul și trebuie să te ocupi, să te ocupi cu reforma administrativă teritorială, autonomia locală. Fiindcă eu, de exemplu, m-am ceclin, eu o mulțime de probleme care trebuie să fie rezolvate pe loc, el mi le aduc la mine în Varșava. Așa e situația și la noi. De ce autonomia locală este o chestie de principiu. Nu că mai bine sau mai rău, înțelegeam. Bine că am avut loc alegerile. Eu țin minte, noi, primăriilor, de ce nu se reușește? Primăria nu are surse de existență. Nici se trăiască, nici se realizează producții. Dar nici țara nu are. Numai proiecte care vin din ajutoarele europene. E bună chestia asta. Dar acolo tot sunt momente, înțelegi, că vin numai de infrastructură, dar oamenii la unul lucra. Pentru asta trebuie să plătești pe urmă. Pentru economie, nu? Gazul, electricitatea și mai departe, să plătești, dar n-ai de unde. De ce? Asta e problema. Problema autonomiei locale. Atâția ani de zile, noi am încercat, vă închipuiți, în 98, când s-a pornit criza economică, financiară, noi am mers la reforma administrativă teritorială. A ținut ea vă 4 ani jumate, cât acum. Dar eu țin în minte că când au venit comuniștii la putere, nu, noi am promis oamenilor ca să desfințe, să aduce raioanele înapoi. Și s-au lichidat. Deși județele de acum pornise. Că județul asta era o idee ca din punct de vedere economic să ridici țara, înțelegi, că într-un 3 raioane unite, tu ai ai și oameni, dar ai și teritoriu, ai și potențial anumit, înțelegi, ca să dezvolți țara. La noi nu s-au întâmplat lucruri, dar nu s-au întâmplat nici până acum, înțelegi. Și noi de bine, de rău, am dat atunci, eu când am plecat, eu țin minte, erau vreo 17 impozite, total, parțial, și mai departe, care le strâng primăriile. Și ei aveau cât de cât o independență economică. Pe urmă, iar s-a schimbat, pe urmă a spus că o 4 numai. E mai ușor, așa le se pare tuturor guvernanță, mai ușor când el vine la mine. Dar el, eu nu știu acum cât e, înțeleg, dar într-un timp, tranzacțiile acestea din centru erau la 90%. Transferurile și acum sunt mari. Asta e foarte... Aici nu e reformă. Dacă vrem să facem reformă, noi trebuie să le dăm... O parte din impozit trebuie lăsat acolo. Trebuie să le dăm diferite surse financiare care ei pot să le facă singuri, înțelegi. În primul rând, prin impozite, prin diferite facilități și mai departe. Deci asta e problema. Problema, deci dumneavoastră pledați concret pentru această reformă. Problema administrativ teritorială, eu nu știu cum va fi hotărât, a avut diferite variante, dar problema autonomiei locale, asta e o chestie de principiu în dezvoltarea țării. Și aici vine participarea oamenilor. Noi avem structura asta stabilă. Este Consiliul ales, nu cum sistemul de legi la noi. Dar eu nu știu, mie îmi pare înțelegi, că la noi lipsește un element. Cândva era adunarea satului, de mai întrebat, nu mai este nicăieri. Sunt consilieri, dar noi avem câte vrei exemple în consilieri și fiecare își are niște interese de lui. Vreau să zic că oamenii
practică se exclus. Atunci vin, nu știu, erau fel de fel de propuneri, un fel de sfaturi, opinia oamenilor, opinia legătorilor. Din timp în timp ei se mai adună și dă opinia lor cum lucrează deputatul pentru care au votat, cum lucrează partidul pentru care au votat și mai departe. A doua problemă, problema partidelor. Eu nu știu cât aveam acum, dar... 69. E extraordinar, dar nu se face diferență nimic. De exemplu, un partid nu a participat niciodată aproape la alegeri. El este în listă. Dar eu, de exemplu, ieșind din specificul nostru, poate nu, în Europa nu e așa ceva, dar specificul nostru cere de lucrat foarte minuțios asupra legii partidelor. Uh-huh. Poftim, voi puteți să vă fiți asociați, cum doriți. Nu știu câte numărul acum, numărul mai puțin, s-au mai făcut mai alegeri, toate chestiile astea. Dar pentru ca tu să participi la alegerile, de exemplu, parlamentare, tu trebuie, iată, iar mă revin la prevedenguiză, trebuie să fie niște comisii care tu vii și spui că eu vreau să particip. Adă, acum câte avem? 11 comisii în Parlament. Parlamentare, da. Vreau să zic că, uite, tu trebuie să-mi aduci în lista ta, voi aveți oameni cu care puteți să veniți. Voi pretindeți la putere? Corect. Că toți spun, că ce te-ai dus în partid, înțelegi, dacă vă trebuie să luați puterea. Să nu se întâmple. Oamenii, de exemplu, vine un partid, dar, în general, un partid după ați aibă atâtea cadre, atâtea oameni pregătiți, da, într-o țară ca noastră. Vreau să că la oricare te vrei să iei un administrator la o firmă foarte mică, scrii că el trebuie să aibă studii, trebuie să aibă așa, da, în afară de deputat. Deci eu aș propune ca de trecut la discuția asupra partidelor care vor să participe la alegerile parlamentare. La alegerile locale e altceva. Da, domnul președinte, întrebarea este că cerințele față de această candidatură, de exemplu, de ministru sau de deputat, ele să fie de un standard mai înalt. Omul să vadă cu pregătire, cu biografie, cu anumite experiențe. Nu, acolo anumite cerințe, ca el, de exemplu. Și atunci eu, ca lider de partid, sunt nevoit. El e ales, el pe urmă, influențează sau stabilește direcția de activitate a țării. Bine, dacă varianta asta, dar eu cred că varianta asta e un specific al nostru, dar trebuie de discutat la tema aceasta, poate altfel. Eu când v-am propus altfel, bine, dreptul la asociere, dreptul universal. Așa. Ok. Poftim, asociați-vă cum vreți. Dar facem, reieșând din specificul nostru, facem în două rate. În anul alegerilor parlamentare, uh-huh, de exemplu, luna mai, facem un referendum, republican, unde toți care vor să participe la alegerile parlamentare care vor fi în toamnă, de exemplu, ei participă. Și oamenii votează pentru care partid. Care au luat locul întâi și locul doi, aici participă la alegeri. Ceilalți, poftim, înțelegeți-vă cu cei care trec încolo. Și atunci vine o selectare mai mare. Se concentrează mai mult presiuniști. Da? Partidurile le-am dat toate drepturile, dar mă vin numai două partide și vorbesc cu oamenii. E posibil. Stați, dar aici este o căpcană. Cine garantează că aceste două partide nu pot să nimerească tot așa băieți care pot duce mesaje, a străga în gura mari, în realitate e nouă echipă acolo. Noi ne pomenim cu asta. O secundă. Aceste două partide participă la alegeri. Oamenii votează pentru un partid. Unul se duce la putere, altul se duce la opoziție, fără doar poate. Dar uite care e chestia. Noi nu putem ceva eficient avem în cazul când sunt foarte multe partide la putere. Și noi avem toată istoria, cum spune la Eminescu, de ce va fi și ce este, în prezent le avem pe toate. Așa. Uite, s-au pornit lucrurile astea din 98, părere de rău. Atunci s-au făcut o alianță ADR, în care erau 6 formațiuni politice. Toți acei 6, reieșind din caracterul moldovenilor, s-au început negocierea care
Care funcții? Asta era. Dar ce funcții trebuie să iau? Și s-a început, deci, fermițarea aceasta. O mulțime de oameni cu interese. Da. Și nu poți depășești chestia asta altfel. Și iată, de atunci, nici nu mai dus Parlamentul ăsta până la urmă, cu o an de zile, atunci s-a schimbat Constituția, atunci s-au făcut toate lucrurile acestea murdare, care s-au stabilit de acum așa, ca niște rădăcini la noi în țară, din interesul propriu, din interesul de grup și așa mai departe. Nu putem rupe. Da, toate lucrurile s-au fost mai înainte, dar când îți doi, la noi printre altele, când cum erau atunci, acum, sau cum împreună. Da, da, da. Da, uite, atunci când au făcut cu socialiști un guvern, coaliție. A fost reușită chestia asta. Mie îmi pare rău că s-a întâmplat. S-a întâmplat din lucruri subiective, nu din lucruri. Nu era necesitatea aceasta din punct de vedere că societatea cerea. Noi tot ne-am bucurat că să lucrez. Acum eu mă uit, de exemplu. Noi cel mai aproape și avem. Noi avem români. Da. La români, cel mai... Prețul că e registrare, să oprim. Așa se întâmplă că întotdeauna că... Se întâmplă, da. La români, cele mai reușite au fost când Ponta cu Antonescu au făcut alianța aceasta. Au fost așa, da. Și câțiva ani au mers bine. Acum s-a început lupta extraordinară. Câți ani de zile? Până au ajuns iar din nou două forțe. Și eu, din ce știți, că ei pledează pentru ceea ca ei să continue încă un mandat împreună. Pentru Moldova, o societate divizată, noi nu putem să schimbăm oamenii. Noi trebuie să ieșim din specificul acesta, că oamenii așa gândesc. Nu știu, mai departe ori gândi poate altfel. Dar acum... Noi un mecanism de tranziție ar trebui să fie. Noi avem 50 la 50, spunem așa. 60 la 40, nu contează. Dar noi e divizată societatea. Uh-huh. Și noi încă, cum spune, parul ăsta sau așchia asta o batem și mai departe. De ce? Când la putere sunt două, se balansează. Eu când auzem, de exemplu, explicația mea mi-a plăcut, doamna Sandu, zice, nu, asta nu se votează fiindcă nu avem majoritatea în Parlament. Clar, așa e procesul democratic. Dar se lucrează în condițiile procesului democratic, e cu mult mai complicat decât să lucrezi de ce și cu administrația locală, așa mai departe, când se supune la un centru, și asta e foarte ușor, înțelegeți, că se dicteze. Asta noi trebuie să ne deprindem. Asta e o chestie de a deprinde, a lucra în condițiile democrației. Asta e realitatea noastră. Niște întrebări în domeniul educației. Dumneavoastră, domeniul respectiv îl cunoașteți, vedeți schimbările care sunt. Eu mă uit ce s-a întâmplat în ultimii ani cu optimizarea școlilor. Pe urmă, universităților. Pe mine personal mă deranjează. Închiderea Academiei de Administrare Publică, închiderea, reorganizarea științei, nu mai înțeleg dacă noi avem știință. Închiderea Universității Agrare. Acum, la rând, stă Universitatea de Educație. De Educație Fizică, da. Noi, când noi suntem istorici, și mai departe, noi știm că în țara asta, 600 de ani, s-au stăruit că școlile să le deschidă. Ce se întâmplă în ultimul timp? Ne apropiem de integrarea europeană și totodată închidem școlile. Nu, lucrurile acestea, noi cândva am avut o întâlnire cu doamna președinte, unde a fost domnul Snegur, Dumnezeu să-l ierte, da? A fost domnul Timofte și eu. Și problema aceasta a fost abordată, că întrebarea asta ne-a invitat. Noi ne-am expus cam în tema aceasta. De exemplu, eu am spus că noi trebuie să avem vreo 3 centre cum agricolă. Universitatea agricolă și toate celelalte. Școala profesională tehnică, colegiul și așa mai departe, instituțiile acestea de cercetări științifice și mai departe din ramură. Ele trebuie să fie într-un complex care e bine gândit și să asigure cu toate materialele, materie primă, cu... metode și didactice și tot așa. Da, și mai departe, cu material săditor, cu selecții așa. Și mai departe. Ca să dezvoltăm țara. A doua e partea asta tehnică. Avem Universitatea Tehnică. Și a treia
e pedagogia. Universitatea de stat merge aparte. Ea întotdeauna a fost așa, parcă că o instituție, înțelegi, care e în toată lumea. Dar nu s-a luat cont. Fiindcă eu mă uit dispariția universității agricole. Cine nu vorbesc acum, dar și voi nu aveți la specialiști. Deci noi ne-am dus, căutăm specialiști, ne-am dus la universitate. La universitate nu vin. N-au abiturienți. Dar s-a luat în calcul ceea ce vorbeam de universitățile pedagogice. Aici s-a făcut lucru bun. Eu mă uit, majorează bursele, să fac specialitatea, profesia aceasta trebuie de ridicată față de celelalte. Da, da, mai avem medicina. Medicina tot e aparte. Vreau să zic, printre alte, medicina cel mai bine e pus, că avem universitate de medicină, da, e și toate colegiile, toate acestea, tot sunt într-un bloc. Da. Lucrurile acestea de comasare, trebuie să fim foarte atenți. Da, eu înțeleg că nu avem nevoie de atâta universități și mai departe, clar. Dar trebuie mai mult timp să pierdem la discuții până a face lucrul acesta. Cu părere de rău, discuțiile acestea sunt foarte așa confidențiale sau într-un cerc mai îngust. Pe urmă se începe o reformă unde se implică acum sute și sute de oameni. Asta, asupra acestei probleme trebuie de vorbit, fiindcă cu ce s-a făcut cu universitatea, cu asta, cu academie și eu din ceea ce aud, toți au cot că nu-i reușit. Da, deci noi am avut, bine, noi vorbim ceea ce am avut, nu poți mai revii, nu poți revii în agricultură cu lanuri de sute de hectare și așa mai departe, la tema asta am vorbit. Dar nu e de ceea ce a revenit la ceea ce am avut noi, dar de făcut niște centre care ar pregăti niște specialiști de înaltă calitate. Trebuie de gândit foarte bine, înțelegi, fiindcă baza materială este. Eu nu știu dacă nu s-a distruge. Eu numai să faci o comasare, spune că aici are nevoie cineva de lotul ăsta. Domnul președinte, la orice reformă mare, orică a fost naționalizare, orică a fost privatizare, în mai multe țări s-au jăfuit, s-au stricat, s-au dărâmat, nu de fiecare dată s-au păstrat. Orice transformare de asta, asta e ruptură. Și aici e clar că trebuie să gândească bine guvernanții. Fiindcă suntem la sfârșit de emisiune, eu aș vrea să vă pun și o întrebare așa pe actualitatea politică. Președintele a venit zilele acestea cu inițiativa de a organiza un referendum în anul viitor privind integrarea europeană. Dumneavoastră, considerați că este oportun, că este necesar? Asta mi-aduce aminte de perioada comunistă. Toți făcea în secret, pe urmă ca să toți să se mire de lucrul ăsta, pe neașteptate. Nu știu, lucrul ăsta mie îmi pare că se face înainte de a fi adoptat în Uniunea Europeană. Înainte. Mai împreună. Asta înseamnă, da, asta înseamnă că prioritatea integrării noastre în Europa trebuie să prindă rădăcini. Noi astăzi, auzi, dar și asta ne dă noi încoace, că nu-i corect, o parte din societate nu vrea. Foarte multe lucruri care nu se, mai mult pe emoții, sau pe niște informații neclare. Poate să aibă loc, dar de ce aici aud că iar hai să facem într-o zi? Oamenii văd toate lucrurile. Eu vreau să fie clar. Și eu cu toți care am, când lucram și când m-am plecat, întotdeauna previn. Voi lucrați în Moldova. Lucrurile acestea care credeți voi că vreți să faceți în secret și mai departe, înțelegi, ca să nu înțeleagă, oamenii înțeleg tot, înțelegi. Dacă se face asta în interesul unui partid, sau se face în interesul electoral și mai departe, oamenii prind. Și atunci, cel mai regretabil, deși știați ce e mai regretabil, să pierdem încredere. Pierdem încrederea în cuvântul puterii, dar puterea trebuie să fie susținută de oameni, că de altfel, înțelegi, nu poate lucra. Nu știu, vom vedea cum vor lua evenimente. Eu nu cred că asta e de prima necesitate, nu cred. Dar dacă de făcut omenește, cum spun, de făcut după toate regulile, poftim, unii. Eu văd am foarte dispersate în opinie și așa mai departe. Nu știu cum de făcut acum, că noi n-am făcut primii pași.
Noi, dacă cum faci, primii par de realizare, o serie de proiecte. Realizări, da. Și când mai vine, iată, noi, de acum timpul să fim acceptați, da. Tot vreo câțiva ani, atunci se face. Nu știu, să vedem, înțelegi, dar lucrurile să nu se facă în pripă, nu se facă repede. Asta e problema. Eu știu că sunt partide politici care insistă în ultimul timp că, având în vedere că este afectată neutralitatea și, practic, guvernanții nici nu prea ascund că ei vor să dezucă de neutralitate. Ați văzut această concepție de securitate națională. Atunci, un referendum în problema neutralității, în problema aderării la NATO... Vedeți, niciun referendum nu a hotărât problemele vitale dacă ele sunt făcute așa superficial. Ele trebuie să aibă niște reguli de joc foarte clare, oamenii trebuie să conștientizeze foarte bine. Noi de mult n-am făcut referendum. Dacă să-l facem, trebuie să fie pregătit foarte serios. Desigur. Pe temă vitală pentru oameni, înțelegi, dacă noi nu avem experiența asta. Noi am făcut un referendum, noi am făcut un fel cum, da, discuții cu poporul, nu știu, am făcut un fel de... Un fel de sondaj. Da, un fel de sondaj. Dar a fost referendum, practic. Un fel de sondaj, da. Eu, atunci când cu forma de guvernare, am făcut, atunci se permitea lucrul ăsta. Dar eu vreau să vă spun, eu l-am făcut singur cu propriile mele, că toți erau împotrivă. Dar eu am vrut totuși să vorbim despre, dacă țara greu se guvernează și tot timpul vorbim că de lucruri care nu merg la noi, nu merg la noi în Moldova, hai să schimbăm ceva, înțelegi? Noi de când vorbim la tema aceasta de modificarea Constituției, oricum să venim la tema aceasta, fără doar și poate. Dar trebuie de făcut gândit, fiindcă atunci noi am trecut cu curtea de la Veneția, cu Comisia de la Veneția, cu Curtea Constituțională, am avut toate accepturile. Nu s-a făcut în fugă așa, un an și ceva. Da, și referendumul. Dar iar din nou, Parlamentul nu a acceptat fiindcă este consultativ. Dar chiar dacă e consultativ, dar el a avut 55%, trebuie de parcurs de discutat mai departe. Cu asta s-o întrerup, fiindcă au văzut că tot lucrul ăsta e interesant. Apoi evident că noi nu avem experiență, că am mai auzit de la unii politici, nu avem experiență, dar experiența trebuie să o formăm. Și aveți dreptate că dacă se găsesc structuri importante constituționale, același Parlament sau Comisia, Curtea Constituțională, e straniu că în Curtea Constituțională, în general, se amestecă în chestiunea asta, ei să decidă ori să nu decidă. Ei formează în ultimul timp, mă uit, că norme de drept. Fiindcă eu nu sunt cel mai mare jurist în țară, dar discut cu alți juriști care spun, da, nu e problema cum se numește limba, dar e problema prin și procedură întortocheată și strâmbă, o modificat e acest articol 13 acum, și nu e clar, pentru juriști nu e clar, e modificată ori nu e modificată Constituția. Cum să modifici Constituția cu fără să ții cont de articolul, cât e acolo, 142 pare să, da? Acolo este procedură concretă. Trebuie să fie votat cu două treimi, că trebuie să fie înaintat la Curtea Constituțională, că trebuie să fie proiect special de modificare a Constituției. Parlamentul nu a făcut lucrul ăsta. Tema asta eu o numesc în felul următor. Graba. Graba la noi, în multe probleme, eu văd graba asta. Trebuie să uităm, să nu uităm de o vorba lui Cantemir, spunea așa, dacă tu ai făcut un lucru bun, dar l-ai făcut într-un timp mai îndelungat, oamenii au să uite că tu ai rezolvat mult timp problema aceea, dar o să păstrează că tu ai rezolvat problema corect. Dar dacă tu ai făcut ceva repede, dar greșit, oamenii au să uite că e hotărât în problema asta de urgență de repede. Da. Noi nu avem răbdare în multe lucruri. Aceeași limbă, cum vorbiți dumneavoastră. E foarte straniu. Asta e un provincialism. Nu știu cum să-l mai numesc. Vorba e în denumirea limbii, dar nu în faptul că e aceeași limbă. Da. Și eu am avut la o televiziune cu domnul Simeon, deci președintele Academiei Române. Da. Nu știu, trăiește, nu trăiește, dar nu știu, dar la televiziune eram cu el și îi spun, zic, domnul președinte, uite, ții minte, 15 ani în urmă sau când, noi pe stradă trebuie să întrebi cineva dacă vorbește moldovenește sau română, cum spunem noi, sau nu. Acum am fost la o serată acuarele. Victor,
am primit o satisfacție. Nu din toate celelalte. Pot organiza normal. Dar toți, indiferent, asta e din comerț, femeia, sau e din medicină, sau toți au vorbit într-o limbă perfectă. Frumos. Deci problema e în studii. Învățați în școală, învățați în instituții, dați posibilități. Nu se face limba prin administrare. Limba se face prin studiere, prin învățătură, prin cunoaștere. Și noi nu-i problema asta. Noi găsim deseori niște momente ca să bazăm zâzanea aceasta. Asta e regretabilă, înțeleg. Dar lucrurile, din punctul ăsta de vedere, iar e vorba de o grabă. Nu trebuie de grăbit. Trebuie cu încetul, lucrurile, istoria le aranjează. Una din întrebările de la urmă, dumneavoastră atunci în 98-99 ați pledat pentru forma asta de guvernământ, așa, regim semiprezidențial, cum am văzut eu, cum am înțeles eu. Sunt mulți foști politicieni și inclusiv politologi care spun că în perioadele de criză, în perioadele de tranziție, deci un regim prezidențial sau semiprezidențial nu strică. El tăman că oferă mai multă stabilitate, inclusiv guvernanților. Noi azi ne aflăm între 28-lea guvern. În 33 de ani, între 28-lea de guvern. Indiscutabil că instabilitatea a fost foarte mare. Dumneavoastră, vedeți perspectiva în general și necesitatea unui regim semiprezidențial, unui președintele ar fi și șeful guvernului. Și ar fi în responsabilitate a lui și guvernul. Guvernul ar fi sub responsabilitatea lui. Și el ar putea să-l promoveze, să-l selecteze, să fie o leacă mai independent față de puterea Parlamentului. Eu nu mi-am schimbat părerea începând din când am pornit istoria asta în 99. Nu mi-am schimbat. Noi, încă o dată, noi reieșim în primul rând la bază, noi trebuie să luăm nivelul mentalității oamenilor care trăiesc aici. Mentalitatea în Moldova e următoare. Am ales președintele, el trebuie să hotărască tot. Lasă-l să răspund. De aceea, eu când am venit cu modificarea era în esență una. Sunt toate propunerile da. Acolo. În esență e una. Președintele are niște pârghii de arbitru. Nu de jucător, cum spune, președinte, jucător și mai departe. Trebuie să implice în toate chestiile astea economice unde este guvernul. Guvernul, spune, scriere statului. Deci, el trebuie să aibă niște pârghii, că dacă e un conflict între Parlament și asta, el dizolvă sau una sau alta. Cam ceva în Portugalia. Mai departe, dacă cade guvernul, de exemplu, în Germania, hotărârea vine în 2-3 zile. Fiindcă tu vii cu candidatura, că noi nu mai dorim alianța aceasta. Până în Germania tot timpul e în alianță, vedeți? Da. Noi nu dorim, dar dorim pe asta. Asta e 2-3 zile. La noi s-a făcut o Constituție bazată pe o mentalitate nemaipomenit de înaltă, reformantă. Să dăm 45 de zile, nu știu, 15 zile întotdeauna, de 3 ori. Oricare țară. Noi nu suntem Belgia. Belgia e o confederație de două structuri, cum știți. Acolo e odată un an de zile. Dar au legislația stabilă. Este regele cu niște funcții, înțeleg. Sunt două formațiuni, înțeleg. Flamandria și Valonia. E tot. Nu putem să luăm exemplul lor. Noi avem mentalitatea noastră. La problema aceasta trebuie de revenit, dar numai în contextul ăsta, că președintele trebuie să aibă niște pârghii reale, dar prin lege, dar nu prin implicația, prin partid, prin așa mai departe. El trebuie să fie în afară. Dacă s-a dus în afară partidului, trebuie să fie strict. Și cine urmărește comportarea, respectarea legii, eu nu știu cine. La noi nu urmărește nimeni. Dacă vine un deputat sau vine o fracțiune cu demers la Curtea Constituțională, așa mai departe, așa optim, dacă tac, nu zice nimeni nimic. Da. Asta e situația. Oricum, pe noi, problemele acestea, ele sunt și au să fie și mai, și ele permanente, o să ne încurce. Dacă nu o să hotărâm în formă mai generală,
lucru de principiu. Domnule, eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare în emisiune. Mai avem aici subiecte multe să discutăm. Vă doresc multă sănătate, să vă reușească toate, să poporul să reziste. Timpurile nu sunt așa de simple. Până la urmă, cum ați spus și dumneavoastră, ideea asta a integrării europene parcă trebuie să ne mobilizeze. Este altceva că ea trebuie să fie, într-un fel, pentru noi rezultativă, să ne dă niște beneficii. Pentru aceste beneficii sunt de acord că noi trebuie să muncim toți împreună, dar ea cât capacitatea de a ne de a purta dialogul, e clar că le aparține în primul rând guvernanților și eu cred că un sfat bun, inclusiv din partea dumneavoastră, niciodată nu încurcă. Noi pe parcursul emisiunii am vorbit la subiectul respectiv. În ajun de anul nou, multă sănătate dumneavoastră și dacă vreți să le spuneți telespectatorilor noștri. Deci, ascultătorilor, aș vrea și eu să le doresc în primul rând, eu vreau să fac lucrurile acestea bazat pe niște realități, nu de iluzii, că multe lucruri din ce și dorim noi poate nu vor avea loc, dar sunt niște lucruri de principiu. În primul, noi ca nație, eu chiar meditam zilele acestea, noi ne naștem într-un mediu. Mama ne aduce pe pământul acesta. Mai departe, mediu e familia. Tata, mama. Mai departe, un mediu ce ține de școală și de prieteni în care eu comunic. Iată aici, mai mult de jumătate viața omului, dar cu mult mai mult, aici decurge viața lui. De ce nu în zădar spune că anul nou e anul când oamenii se întâlnesc în familie? Sărbătoare de familie. Aș dori pentru toți să credem, fiindcă, cum am spus la început, și bine și rele, dar cele rele, cum spune, se ducă, au să fie altele, dar noi trebuie totuși să rămânem oameni, ne ținem în primul rând de familie, de părinți, să avem stimă, să avem grijă de copii și să avem grijă de țară. Grijă de țară, asta să ne îndeplinim datoriile care are fiecare, începând de la copil și terminând cu un pensionar. Asta, în rest, dacă va fi sănătate și va fi pace în lume și în regiune și la noi în țară, toate celelalte le vom reuși împreună. La mulți ani! La mulți ani. Mulțumim dumneavoastră, sănătate, succes și belșug țării noastre, mai mult încredere în forțele proprii. Noi suntem un popor totuși talentat, un popor cu rădăcini vechi. Avem mulți oameni de succes și în țară și peste hotare și ne trebuiește, desigur, probabil că mai multe înțelepciuni, mai multă colaborare, mai multă solidaritate. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dorim la mulți ani, multă sănătate și vă așteptăm cu interes să priviți emisiunile noastre. La revedere!